Săptămâna trecută, în presa centrală, au apărut o serie de articole referitoare la renașterea impozitului pe bacșiș, măsură fiscală ce a fost în vigoare acum câțiva ani. În iulie 2015 a fost însă eliminată. Unele dintre articole făceau referire chiar la un presupus proiect de act normativ care s-ar afla deja în lucru la minister. Ministerul Finanțelor Publice a dezmințit acest lucru potrivit unui comunicat de presă. În cadrul departamentelor Ministerului Finanțelor Publice nu există un proiect sau un draft de proiect cu privire la impozitarea bacșișului în acest moment. În cursul săptămânii trecute, o serie de operatori economici și-au exprimat dorința revenirii la reglementări privind evidența contabilă și modul de distribuire a acestea, în cadrul unui eveniment la care au participat și reprezentanții ai Ministerului Finanțelor Publice, scrie în comunicatul ministerului. Așadar, impozitarea bacșișului nu este la acest moment printre grijile celor de la Ministerul de Finanțe. Totuși, așa cum atrag atenția și cei de la minister, bacșișul nu scapă printre rândurile legislației fiscale.